În ultimele trei videoclipuri am vorbit despre ce înseamnă să intri în defensivă și care sunt primele două moduri în care partenerul este afectat de acest comportament al tău. Urmând ca acum să-ți vorbesc de a treia modalitate în care îl rănești astfel. Dacă intri în apărare cu regularitate, partenerul se va simți din ce în ce mai lipsit de siguranță. Și lipsa de siguranță este devastatoare pentru acesta, pentru că tu ești singura persoană cu care dorește și are nevoie să se simtă în siguranță. Dacă nu are acest sentiment cu tine, persoana cu care a ales să-și trăiască viața, cu care își împarte intimitatea, vulnerabilitatea, finanțele, copiii, cu cine poate fi în siguranță? Dacă nu poate fi în siguranță cu tine, se va lupta permanent să-și păstreze un echilibru interior. Cum va reuși să facă asta? Cum să se apere pe sine în această stare disfuncțională dată de lipsa de siguranță? Va izbucni în țipete, va deveni foarte critic sau va intra în depresie și se va închide. Poate să sară și în extrema în care cheltuie mulți bani ca să se simtă bine, stă în fața televizorului toată ziua sau caută confort în brațele altei persoane. Până la urmă, treaba ta ca partener al tău este să-i creezi spațiul sigur în care să te poată exprima și când ești în defensivă, nu ai cum să creezi această siguranță pentru el. Când partenerul nu se simte în siguranță, nici tu nu te vei simți în siguranță. În video următor îți spun cum te rănește pe tine faptul că ești tot timpul în defensivă. Sunt Elena Paula și Bei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.